Ei, salutare, prieteni, și bine ați revenit la un nou video din seria Web Development. În acest video, Claudiu ne va arăta cum putem să stilăm și să facem pagina noastră mult mai friendly, mult mai aspectoasă, să spun așa, astfel încât să construim până la urmă ce ne-am propus de la început. Un portofoliu pe care să-l folosim în momentul în care dorim, fie să obținem un client ca freelancer, fie să ne angajăm. Dacă nu ai văzut celelalte video, celelalte tutoriale și interviuri pe care l-am avut cu el, ce trebuie să faci este să te uiți în descriere, iar acolo o să găsești link către acelea pentru a le putea urmări. Claudiu, hai să trecem la treabă. Ce facem acum? Ok. În video precedent am construit paginile. Așteptam, avem două pagini. Homepage-ul fiind acesta și lucrările mele, ducând la o pagină lucrări.html. Ok, am stilizat navigația, acum cred că ar fi cazul să stilizăm un picuț homepage-ul, care să centrăm textul, poate să adăugăm o micuță descriere despre cine sunt eu și un picuț să stilizăm imaginea. Ok, super. În primul rând, ca să centrăm orice element, poți să folosești orice element, un text, poți să folosești pur și simplu, în cazul în care noi vrem, în momentul de față, să avem mai multe H1 pe fiecare pagină sau același H1 pe fiecare pagină cu content, cu conținut diferit. Pe pagina homepage o să conțină portofoliul meu, pe pagina lucrării o să aibă ca și titlul lucrările mele, așa că o să folosim în CSS pur și simplu, o să folosim H1 ca și referință. Okay. Deci H1 vrem centrat, text align center, okay. Pentru care dăm refresh la pagină. Clar, pagina a început să arate deja mult, mult mai bine și heading-ul este centrat. Acum să adăugăm pur și simplu niște text, în loc de bună este portofoliul meu să adăugăm niște text, pur și simplu să dăm un text care lorem ipsum folosit în tipografie, exact, un text de împutură. Ok. Pe unul respectiv, ștergem pe alb, pe albastru, nu mai avem nevoie de el, nici de clase. Ok, și adăugăm textul de umplutură. Foarte important, când adaugi un text într-un paragraf, el o să se întindă conținutul paragrafului, textul o să se întindă cât este de mare, de obicei, screen-ul, viewport-ul, dar să zicem că noi vrem să adăugăm un punct, după punct să fie o altă linie, să înceapă o nouă linie. Așa că există un element special pentru asta, se numește line break și arată astfel, cum simt. Bără. Deci nu ajunge practic doar Enter să dai? Nu ajunge doar Enter să dai, pentru că oricum când o să fie browser, când o să interpreteze pagina HTML, o să fie diferit de ce scrii tu neapărat. El nu interpretează spațiile, okay. Interpretează doar content ca și text și și deci, practic trebuie să metele HTML. Exact, bără. Ok. Ca și line break. Ok. Și vezi clar, după ce am dat refresh, că ai un element, un P, cu un bârâ. În momentul în care, de exemplu, să zicem că șterg acest bârâ din HTML, prin DevTools, să vezi clar că nu mai e o linie, dar nu mai e un break. Exact. Ok, perfect. Bun. Asta e biomul meu, ok. Nu cred că ar trebui să-l centrăm. Cred că e ok așa. Acum mă gândeam că ar fi ok să facem imaginea mai mică, pentru că, cum vezi, avem un overflow pe axa X, de că să-ți imaginezi cum funcționează, pe axa Y, crawl, ai un scroll care poți scrolla up and down, ca și pe orice altă pagină web, dar pe axa X, fiind stânga-dreapta, de obicei, din experiența mea, nu prea există, clar există, mai multe experimente și așa, dar nu sunt folosite, nu este folosit atât de mult. Și atunci, și cazul nostru, datorită faptului că imaginea e mult mai mare decât viewport-ul care îl avem, viewport-ul fiind dimensiunea web browserului, fiind partea asta, care ți-o arăți aici, e mult mai mare și atunci se creează un overflow, având posibilitatea de scola stânga-dreapta. Ok. Ca să remediem chestia asta, o să schimbăm dimensiunea imaginii.
Cum ziceam în videourile precedente, o să avem o pagină cu lucrările mele în care o să display-uim, o să arătăm o imagine a lucrărilor, a lucrării respective, exact, și o mică descripție în dreapta imaginii. Așa că nu putem să folosim image tag-ul în CSS, deoarece stilurile care le aplicăm va avea efect asupra tuturor imaginilor de pe website. Așa că vrem doar să avem efect asupra imaginii din homepage, exact. Așa că o să-i dăm o clasă cu homepage image. Poate fi absolut orice, ce are sens pentru tine. Ok. Homepage image, class homepage image. Și atunci orice element, majoritatea elementelor, are au două proprietăți pe ele, width și height. În cazul ăsta, width-ul fiind dimensiunea de la stânga la dreapta, height-ul fiind din înălțimea, lățime și lungime. Ok, pur și simplu vrem să aibă o dimensiune, un height de 150 de pixeli și un width de 200 de pixeli. În momentul în care dau refresh, salvăm fișierele, o să vezi clar că imaginea s-a făcut mai mică. Nu arată prea bine, așa că hai să schimbăm dimensiunile, 350-500. Ok, super. Ce-ar fi ok? Ar fi să o centrăm. Cum ziceam în videourile precedente, în cazul de față, poți să centrezi o imagine, ori poți să centrezi un text cu text align center. Dar asta înseamnă că content-ul, respectiv textul, dintr-un element, este centrat. Nu elementul respectiv este centrat. Este centrat textul în elementul respectiv, nu el relativ pe pagină. Deci este doar content-ul relativ la element. Și atunci, o imagine este un element deja, nu este content. Nu este un text. Și atunci, ce ar trebui să faci? Ca și default, o imagine are stilul display inline block. Să-ți arăt aici despre ce vorbesc. Poți să vezi exact ce fel de display-uri, fiecare ai mai multe display-uri în CSS, cum ar fi display inline, display table, display block, display grid, display inline block. Ca și imagine, ca și default styles, poți să te uiți la computed în DevTools și vezi exact, ok, o imagine nu are inline block, are inline de fapt. Ce înseamnă o imagine inline? Înseamnă că nu o să creeze un nou rând, pur și simplu textul, de exemplu, dacă adaug text aici sau dacă adaug aici, o să fie ca și o bucată de text în altă bucată de într-un canten mai mare. Pur și simplu nu o să se comporte ca și un bloc element care creează un nou spațiu și chestii de genul. Și atunci ce vrem noi să facem? Am putea avea două opțiuni. Putem să adăugăm în acest P, în paragraf, imaginea și atunci ar fi centrată dacă facem chestia asta. Deci pur și simplu vei introduce aici. Exact. Și atunci se aplică regulile. Exact, text align center, pentru că și textul e pur și simplu inline. Și atunci o vezi că este pe oare. O vezi că este centrată. Să începem și pe-ul și paragraful. Text center. Bun, și acum mai totul e ok, dar în momentul de față imaginea asta face parte din paragraful respectiv. Ei bine, ce facem dacă vrem să nu facă parte din paragraful respectiv și vrem ca să aibă ca și un standalone element? Ok, o scoatem scoatem imaginea din tag. Dacă dau refresh, o să vezi clar că nu mai e centrat, doar textul e centrat. Și atunci ce poți să faci ca să încentrezi imaginea? Este să îl creezi, să o faci să se comporte ca și un element bloc. Pentru că o să folosim o proprietate, un element inline nu are margin, are doar margin top și bottom. Și avem nevoie, nu are margin deloc, doar un element inline bloc are margin top și bottom. Și atunci
ce vrem să facem noi, e să o centrăm folosind margini. Ok, pot să folosesc display block și atunci am nevoie așa, margin top, margin left, auto, și margin right, auto. Ceea ce face auto în cazul ăsta o să-ți centreze imaginea. Pur și simplu zice așa, se uită, browserul zice ok, imaginea aici și proprietățile sunt margin left auto, margin right auto. Ok, ce dimensiune am în dreapta? 200 de pixel. Ce dimensiune am în stânga? 0 pixel. Ok, margin auto o să-ți împingă de în dreapta cu distanța necesară, atât în dreapta cât și în stânga, să fie egală. Pur și simplu, să zicem că ai 0 în stânga, 200 în dreapta, o să-ți împingă 100 din stânga, 100 de pixel din dreapta, din stânga cât și din dreapta. Înțeles. Și acum dacă dăm refresh, okay. Imaginea o să fie centrată. Exact. Și vezi clar aici că imaginea e centrată, bazată pe margini. Și e împărțită în două. Okay, și un aspect foarte important e că e indiferent de device-ul de pe care îl vezi. Exact. Dacă e pe web sau dacă e de pe mobile. Exact. Este un aspect foarte important pe care ar trebui să-l aveți în vedere. Exact. Bun, să trecem mai departe. Să zicem că arată cât de cât ok. Bineînțeles că tu ar trebui să acasă să să duci pagina mai departe și să o stilizezi. Am arătat cum poți să colorezi pagina, să adaugi o nouă culoare unui text și chestii de genul. Așa că, ca să arate mult mai bine, ar trebui să încerci asta acasă. Ok. Să modificăm pagina cu lucrările mele. Cum ziceam, vrem să avem aceeași navigație, vrem să avem același heading cu în care să arate lucrările mele și apoi o imagine în stânga în care să fie ca și un proiect care l-am făcut noi, exact, și în dreapta, pur și simplu, o descriere a proiectului. Mergem în pagina lucrări. Cum îți spuneam, ca să creezi navigația, din moment ce e creată și ar trebui să arate la fel pe toate paginile, pur și simplu, copy-paste, nav, da. Plus toate chestia, Nu am. E foarte, foarte important. Ai nevoie și de, ca să faci o referință la stylesheet, o să folosim exact acela stylesheet. Așa că copiem stylesheet-ul. Prima pagină. Titlul o să fie, titlul paginii o să fie lucrările mele. Bine. Ok. Și navigația. Puțin după un moment. Și o punem aici. Ok. Ok, probabil că unii se vor întreba cum ai făcut, că astea sunt anumite elemente care țin mai mult de editorul text. Cum ai făcut să-l pui pe aceeași poziție? Ideea e foarte important în programare, când vorbim de cum îți organizezi un document, pentru că e foarte, foarte ușor să te pierzi dacă nu e organizat cum trebuie, așa că vizual e foarte important. În cazul meu folosesc Shift Tab pentru indent, Tab pentru indent în dreapta și indent, neindent, cum ar veni înapoi, shift tab, exact. Shift tab, mai în stânga sau cu tab dacă vrei. Mai în dreapta, exact. Okay. Așa că dacă dau refresh, o să vezi exact la fel ca pe homepage, în afară de descriere și de imagine. Okay. Super. Cum ziceam, să adăugăm o imagine a unui proiect și o descriere în dreapta. Pentru chestia asta, o să avem nevoie de un container care conține imaginea respectivă și textul respectiv. Okay. Așa că aș putea să folosesc un container foarte simplu, ca și un div. Sunt două elemente vitale în HTML, div și span. Diferența dintre div și span e că div-ul este folosit pentru semantic, pentru elementele care te gândești să fie puse ca și bloc, okay, ca și un bloc, și span este folosit pentru elementele care te gândești să fie, de exemplu, ca și inline, cum îți spuneam mai devreme, într-o bucată de text. De exemplu, dacă ai o bucată de text și vrei un anumit cuvânt în bucata aia, în paragraful ăla, să fie roșu. Atunci ce faci? Pur și simplu introduci textul în două elemente, într-un element span. Și pe spanul respectiv îi modifici culorile. O să te arăt un picuț mai târziu. Așa că să adăugăm o imagine. Pur și simplu o să folosesc exact aceeași imagine care am folosit-o și pe homepage. Pentru
Asta avem o imagine, bineînțeles că nu mai avem nevoie de clasa respectivă, pentru că altfel ni s-ar aplica stilurile care le avem și pe exact și pe homepage. Și apoi un paragraf care din nou ar fi lorem ipsum, o posibilă descriere a proiectului. Ok. Acum dacă salvăm și dăm refresh. Exact. O să vezi imaginea plus textul. Uh-huh. Bineînțeles că textul este centrat datorită faptului că avem un global, o proprietate globală, nu avem nevoie de ea. Okay. Exact. Exact. Textul devine din nou pur și simplu default, care este text align left. Și un aspect să l-ai în vedere, același lucru se va întâmpla și pe homepage. Exact, exact. Dacă ar fi avut în schimb, hai să facem înapoi, să facem un link înapoi spre homepage, că deocamdată, după cum vezi, nu putem, nu avem nicio posibilitate să mergem spre homepage și atunci să modificăm. Deci aici, când suntem pe index, HTML, ne putem uita la lucrări și la contact și de pe lucrări, nu ne putem uita la contact, la lucrări, pentru că ești deja pe pagina asta, dar mergem pe index și atunci ai home. Okay. Și acum foarte ușor să navighez între pagini. Da, exact. Bun. Cum spuneam, o să le aranjăm încât imaginea să fie în stânga și textul în dreapta. Da. Da. Bun. Așa că o să numesc, pentru că folosești, ideea e să refolosești chestia asta, să fie doar unic pe pagina de lucrări. Poate dacă vrei să folosești în altă parte, putea să faci chestia asta, dar totuși trebuie să folosești o clasă, pentru că o să folosești div-uri de n numărate ori pe o pagină web, așa că ar trebui neapărat să aibă o clasă, ca să nu ai un collision cu celelalte proprietăți CSS. Ok, class, lucrare, ok. Pe imagine. Ok. Și poți face două chestii diferite. Poți să selectezi direct P-ul din interiorul div-ului, dar asta este un picuț mai avansat și nu o să arătăm în acest tipul respectiv. Exact. Ok, așa că folosim o clasă text lucrare. Okay. Aici legat de denumirea, vreau să te întreb, cum ai sugera oamenilor să facă ca best practice, astfel încât în momentul în care ajungi să ai mult mai multe linii de cod, zicem până la 1000, cum ar fi cel mai bun mod în care să-și denumească clasele? Ceva care are sens pentru ei, okay. Și cât mai unic într-un fel sau altul, adică cât mai semantic în sensul de nu o să se numești un produs, nu o să numești un produs pe o pagină, de exemplu un container al produsului, nu o să numești, nu știu, câine, o să numești produs. Okay. Și atunci dacă are o imagine, produsul ăla o să numești product image, da. Pentru că tot ar trebui să fie în engleză, în primul rând. Apoi dacă ai text, product text sau chestii de genul. Ok. Și plus, ideea e că sunt mai multe stiluri de a numi anumite clase, de a numi anumite HTML elements, unul dintre ele fiind BEM, fiind foarte, foarte folosit și exact o sintaxă cum ar trebui să arate exact clasa respectivă de HTML. Ok. Stilizăm acum lucrarea, imagine lucrare și text lucrare. Exact. Ok. Să zicem că vrem ca lucrarea să fie un picuț mai jos de titlu, un picuț mai multă margine, 25 pixel. Ok, da, doar exact 25 de pixel. Apoi ai imagine de lucrare, vrem să fie în stânga textului. Asta mi se pare foarte interesant, pentru că poți să folosești un singur fișier, style CSS, în care se scrie exact. Absolut tot. Absolut tot. Exact așa funcționează. Da. Să zicem un width de 250 de pixel și un height de 200 de pixel.
Ok. Încă și acum vrem textul să fie în dreapta. Ce putem face? Text lucrare. Și să facem ca și display, e un paragraf, în mod normal paragraful e ca și default display block, dar în cazul ăsta o să-l transformăm în display inline block pentru că vrem să fie în dreapta imaginii. În continuare. Exact, îi schimbăm puțin stilul cu CSS. Nu funcționează? Ok, foarte important. Hai să vedem de ce nu funcționează. Pentru că, cum îți arătam mai devreme, vroiam să scriem, să aranjăm pagina încât imaginea să fie în stânga textului și respectiv textul în dreapta imaginii. Și datorită faptului, în mod normal, dacă folosești display inline block, ar trebui să vină imaginea în stânga și textul în dreapta. Dar datorită faptului că nu există destul spațiu și pentru imagine și pentru text să fie pe același rând, browserul ce-l face, pur și simplu pune textul pe o nouă linie, cum ar veni. Și că îți arăt, dacă pur și simplu măresc browserul, viewport-ul, pur și simplu o să vezi clar că o să funcționeze. Dar în momentul în care scad dimensiunea viewport-ului, pur și simplu browserul pune jos. Da, pur și simplu face un column drop. Ok. Ca să putem fixa chestia asta să fie întotdeauna centrată, o să te introduc într-o proprietate nouă, relativ nouă în CSS, de câțiva ani de zile, 2-3 ani de zile, 2 ani, 3 ani, se numește Flex. Okay. Și pur și simplu ce face? Pe containerul respectiv, pe containerul imaginii și textului, în cazul acesta, pur și simplu îi schimbăm display-ul din block, pentru că e un div și ca default are display block, schimbăm în display flex, ok? Și apoi ai două proprietăți care o să centreze, o să le pună și le putem și centra, pentru că deocamdată dacă vezi aici nu sunt centrate, ar fi frumos ca și imaginea și textul să fie centrate. Și atunci prima chestie ce poți să faci e să aliniezi item center, astfel să le centreze. Și apoi să testul pauză aici. Space between align. Asta e ca noi. Da. Ok, asta e. Space between. Și a doua proprietate pentru a centra și a crea spațiu ca să fie întotdeauna, să încapă între pe aceeași linie, se numește align items. Justify content space between. Okay. Și atunci, indiferent de dimensiunea viewport-ului, întotdeauna o să fie centrat. Bineînțeles că, datorită faptului că nu avem prea mult styling, se face chestia asta, pentru că ce face proprietatea asta? Creează un spațiu între ele, totdeauna, space between. Ai mai multe, dacă te uiți aici, ai mai multe proprietăți care le-ai putea folosi, care să le folosești când ok, space evenly, space around, și atunci o să le țin una lângă alta întotdeauna. Exact. Ține cât de cât comprimate. Depinde și de care dimensiune. Exact, întotdeauna. Întotdeauna când ne raportăm la o pagină web, vorbim întotdeauna de dimensiunea web-ului, pentru că ai adică diferite, ai un mobil, ai un desktop, ai un laptop și dimensiunile întotdeauna sunt diferite, dar anumite chestii care pot să te asigur că o să arate întotdeauna bine, indiferent de device. Ok, bun, perfect. Atât am fost pentru acest tutorial. Multe lucruri interesante pe care le poți face, astfel încât să-ți creezi până la urmă acel website în care să ai portofoliul tău. Acum tot ce te invit să faci, sau ce te invităm să faci, este să îți continui și să-ți construiești această pagină cu lucrările mele și efectiv să-ți pui într-un format vizual, să spunem, cât de cât bun, cât de cât friendly, atât pe stânga cât și pe dreapta, și să te tot joci așa, să pui lucrările tale, lucrurile care vrei sau te gândești în viitor sau ai făcut până acum, treaba ta de freelancer, să zic așa.
Mulțumim că ți-ai dat acest video. Ne revedem la video următor. Pa, pa!